bună seara. A fost un concert de zile mari astăzi la Roma. Cum ați simțit publicul? L-am simțit așa cum m-am și așteptat de altfel. După primele câteva minute, 4-5-6 minute, imediat s-a creat legătura între scenă și sală și asta s-a simțit până la sfârșitul concertului. Căldura publicului, noi am simțit-o din ce în ce mai intensă până în finalul concertului, când a fost una chiar electrizantă, pot să spun. Am ascultat și câteva melodii vechi din repertoriu tradițional românesc, culese de un preot, de un călugăr francescan, ați spus. Mi s-au părut extraordinar de moderne, caracteriza poporul român. Dacă am fi să ascultăm doar muzica, fără să cunoaștem poporul. Asta ar fi ceva ideal, ar fi lucrul ăsta. Din păcate nu e chiar așa de ușor, adică eu personal pot să vorbesc numai în numele meu, fac lucrurile acestea după o muncă și după o carieră care foarte curând va atinge jumătate de secol și timp în care încetul cu încetul am acumulat toate lucrurile astea, m-a pasionat muzica din vechime, muzica românească printre altele, pentru că eu am o dublă sorginte, cea armenească prin naștere, română prin adopție, și încerc o sinteză între cele două mari spații spirituale din stânga și din dreapta Mării Negre și încerc să fac această sinteză. Și muzica asta veche, din timpurile medievale, care este foarte bogată atât în spațiu balcanic cât și în spațiu Caucazului, îmi dă un teren extraordinar de fertil ca să pot să fac variațiuni, improvizații pe aceste teme, care ele însele sunt de o bogăție și de un colorit extraordinar, fie că sunt cântece foarte lirice, melancolice, de jale unele dintre ele, fie că sunt dansuri exuberante, foarte colorate, trăirea însă este extraordinară și asta o simt eu în primul rând și din ce observ, asta se transmite și sălii. Implicit prin această prismă a culturii celor două popoare, cineva nu își poate, cineva poate mai puțin cunoscător, nu își poate face decât o impresie extraordinară de colorit, de bogăție, de diversitate și așa mai departe. Și asta este ceea ce încercăm noi să transmitem prin talentul care nu este meritul nostru, ci ni s-a dat de la Dumnezeu, dar ceea ce este nu meritul, dar munca și strădania noastră este de a înmulți acest talent și de a-l împrăștia mai departe în public, în oameni. Trei lucruri care vă lipsesc când sunteți departe de țară și trei lucruri care vă lipsesc din sufletul armean, cum ați spus. Ce să spun, familia, în primul rând. Eu sunt un om credincios de felul meu, dar asta nu-mi lipsește nicăieri, oriunde m-aș duce. Și din cauza aceasta chiar încerc să nu lipsesc prea mult de acasă, adică viu cu o zi înainte, fac pregătirile de concert, e concertul și în ziua următoare am și plecat și urmează alte concerte. Și spațiul în sine, cel românesc, dar cel românesc din cauza că eu sunt născut acolo și ăsta începe după câteva zile deja să-mi lipsească. Poate nu atât că este unul, nu știu, extraordinar, dar așa cum este el, așa cum este el, este al meu. Eu sunt născut acolo și este al meu și așa cum este el, îi duc lipsa. Deci, cam astea, altceva, sunt obișnuit să fiu perioade scurte, departe, de țară, de familie, e un lucru obișnuit pentru mine și fiind obișnuit, m-am și adaptat, dar oricum ar fi, tot se simte imediat lipsa, da. Mulțumim mult! Okay,
Ringraziamo